Bine v-am regăsit la Lumea nu este cum crezi. Acest videoclip se potrivește cel mai bine cu titlul seriei din care face parte, deoarece este tocmai despre diferența dintre ce ne arată intuiția și adevăr, adică ceea ce ne arată știința. De foarte multe ori, în comentariile la materialele mele sau în e-mail-urile pe care le primesc ca reacție la unele materiale, mi se spune că un anumit fenomen nu se poate petrece așa cum ne arată fizica, deoarece ar contrazice logica sau bunul simț. Și aici trebuie să fac o paranteză. Pe de o parte, pentru că în limba română bunul simț poate însemna foarte multe lucruri, pe de altă parte, nu avem în limba română un echivalent perfect la englezescul common sense, deși avem expresia simț comun. Wikipedia definește expresia englezească common sense prin judecată logică și practică în legătură cu aspecte ale vieții de zi cu zi sau capacitatea de a percepe, înțelege și judeca lucrurile într-un mod similar cu cei mai mulți oameni. La pagina echivalentă în românește am găsit următoarele. Bunul simț este nivelul minim de judecată de care avem nevoie pentru a putea trăi într-un mod decent, rezonabil și sănătos. Reprezintă capacitatea individuală de a evalua și de a distinge ce este logic de ce nu este logic. Ideile și conceptele care sunt considerate de bun simț sunt acelea care se referă la experiența și interacțiunea umană, cum ar fi bunăvoința, și de aceea sunt posibil de intuit. Iar acum urmează ceva ce ne interesează în mod special azi, și anume, în afara acestui domeniu, adică al domeniului relațiilor interumane, relațiilor sociale, oamenii nu dețin nicio capacitate de a intui. Repet, deoarece este foarte important și sunt întru totul de acord, oamenii nu dețin nicio capacitate de a intui în afara domeniului interacțiunilor umane. Aceasta este o observație foarte pertinentă legată de simțul comun și de aceea voi folosi expresia simț comun cu sensul de ceea ce ne spune intuiția pe baza experienței și a interacțiunilor pe care le avem cu fenomenele fizice, cu lumea fizică. Iar problema este aceea că nu deținem capacitatea de a intui decât în domeniul interacțiunilor umane. Tocmai din această cauză, știința nu se poate dezvolta prin pură rațiune, folosind doar logica. Degeaba stăm în fotoliu, lângă cafeluță, am mai spus-o și cu altă ocazie, și ne gândim, nu vom afla nimic în acest mod despre legile naturii. Trebuie să observăm, să măsurăm, să experimentăm. Adevărul n-are legătură cu simțul comun, cu intuiția, atunci când vorbim despre legile naturii. Dar cine poate să ne facă să înțelegem cel mai bine diferența dintre bun simț cu sensul de simț comun și adevăr, decât un maestru al cuvintelor, adică un poet? Iată ce spune Nichita Stănescu. Gândirea miraculosului Copernic a diferențiat net adevărul de bunul simț. A putea să ajungi la ideea că nu soarele răsare și apune, ci pământul răsare și apune, înseamnă negarea vederii concrete în numele vederii abstracte, mai apropiată de adevăr. Gândirea abstractă are ca scop aflarea adevărului concret. Bunul simț se află în contradicție cu starea cosmică. Bunul simț nu este interesat de adevăr, ci de așezarea în adevăr. Adevărul nu are bun simț. El se are numai pe sine și este indiferent. Despre această diferență dintre adevăr și ceea ce ne spune simțul comun, vreau să vă vorbesc azi. Cu nici 200 de ani în urmă, oamenii erau încă condamnați la ardere pe rug dacă îndrăzneau să aibă păreri diferite de cele ale bisericii. Dacă nu vă vine să credeți, vă rog să citiți de pe internet biografia lui Caetano Ripoll.
Asta ne arată că a fost întotdeauna și este în continuare periculos să ai păreri diferite de cele considerate adevăruri absolute, deoarece convingerea că deții adevărul absolut merge mână în mână cu fanatismul. De fapt, de vreo 20-30 de ani, acest fenomen, legat acum de idei populiste care pentru mulți reprezintă adevărul absolut, în loc să se diminueze, se amplifică. Oamenii cred că un lucru este cu atât mai adevărat, cu cât sunt mai mulți cei care cred lucrul respectiv. Dar am arătat în videoclipul Logica strâmbă că dacă un miliard de oameni cred o prostie, aia tot prostie rămâne. Numărul celor care cred un anumit lucru nu are nicio legătură cu valoarea de adevăr a acelui lucru. Iar numărul celor care nu cred o afirmație științifică este proporțional cu diferența dintre ce ne spune intuiția și ce ne spune afirmația respectivă. Numai că simțul comun ne înșală atunci când încercăm să înțelegem lumea, universul, legile naturii. Singurul mod cinstit de a progresa în cunoașterea legilor naturii este metoda științifică. Dar mă simt din nou obligat să fac o precizare. Am spus că știința este despre adevăr și așa este. Dar nu este despre adevărul absolut. Știința n-a fost și nu va fi niciodată fanatică. Teoriile științifice sunt perfectibile, aproximative și în continuă dezvoltare. Dar dacă mii și mii de măsurători au arătat toate un anumit lucru, e absurd să nu fii de acord cu acel lucru. Dacă 100 de oameni au măsurat lungimea unui băț și tuturor le-a dat un metru, e absurd să spui, nu cred, mie mi se pare mai scurt. Cel mai simplu exemplu despre cum ne păcălește simțul comun este vechea convingere că pământul este plat. Unui om de acum zeci de mii de ani, pentru care zona pe care o cunoștea nu avea de obicei mai mult de câteva zeci de kilometri pătrați, în cel mai bun caz, n-avea cum să-i treacă prin cap ideea că pământul e rotund, decât poate ca glumă. Simțul comun arată foarte clar că pământul este plat. Un alt exemplu pentru felul în care simțul comun i-a păcălit pe oameni este ideea că soarele, luna, planetele și stelele se rotesc toate în jurul pământului. De ce au crezut oamenii acest lucru? Pentru că așa se vede, așa ne spun simțurile. Simțiți că pământul se mișcă? Nu. Vedeți, în schimb, soarele și luna răsărind și apunând, mișcându-se pe cer, la fel și stelele. Așa că simțul comun, intuiția, a condus la ideea geocentrică. Până acolo merge puterea iluziei pe care o dă intuiția, încât oamenii, prin Ptolemeu și alții, au inventat un mecanism complicat de sfere, numai puțin de vreo 80, sfere care se rotesc în jurul altor sfere pentru a explica mișcarea aparentă a planetelor în jurul Pământului. În loc să accepte ceea ce spune rațiunea bazată pe observație, adică mișcarea planetelor în jurul Soarelui, modelul heliocentric, care exista de multă vreme încă din antichitate și care era incomparabil mai simplu, timp de 1500 de ani, oamenii s-au încăpățânat să învețe modelul geocentric hipercomplicat conceput de Ptolemeu. Pentru că, așa ne spune simțul comun, că se petrec lucrurile. La drept vorbind, nu doar din această cauză, ci și deoarece modelul geocentric era în acord cu ceea ce spune Biblia, spre deosebire de modelul heliocentric, și nu era o idee prea bună să ai altă părere decât inchiziția. Giordano Bruno și alții au fost arși pe rug deoarece au îndrăznit să contrazică idei care și-au originea în simțul comun și care erau susținute de biserică. Giordano Bruno a fost ars pe rug în anul 1600 și s-ar putea crede că, după mai bine de 400 de ani, mintea oamenilor s-a deschis suficient ca să înțeleagă că simțul comun și credința nu sunt surse de încredere pentru înțelegerea naturii, a legilor care guvernează universul. Dar nu este așa și vă dau un exemplu, cred, concludent, despre care am vorbit pe larg în alte materiale.
Deși există un număr imens de dovezi științifice din multe domenii pentru evoluție, atât de multe încât e la fel de absurd să spui că nu există evoluție, pe cât este de absurd să spui că Pământul nu este rotund, foarte mulți nu pot accepta ideea evoluției. De ce? Din aceleași motive pentru care a fost nevoie de 1500 de ani pentru acceptarea modelului heliocentric. Ideea contrazice simțul comun și textul biblic. Am vorbit despre acest lucru în videoclipul Știință și credință. Când vine vorba despre teoria evoluției, auzi replici de genul: ai văzut o specie transformându-se în alta? Nu, n-am văzut. Dar n-am văzut nici că Pământul se rotește în jurul Soarelui. Nici măcar că e rotund, n-am văzut cu ochii mei. N-am văzut nici munți înălțându-se, dar știu că așa au apărut, deoarece există multe dovezi. Așa că n-are importanță dacă am văzut sau nu, sau dacă mi se pare logic sau absurd, sau ceea ce scrie în Biblie sau în Coran sau în alte cărți care n-au nicio legătură cu știința. Importante sunt dovezile pe care ni le aduc observațiile, cercetarea, experimentul, măsurătorile și altele. Și acum să vedem cum este simțul comun contrazis de fizică, cum cele mai importante teorii fizice moderne, teoria relativității și mecanica cuantică, demonstrează clar că Universul este total diferit de ceea ce ne spun simțurile și bunul simț. Teoria relativității ne arată că viteza luminii în vid este aceeași pentru toți observatorii, indiferent cum se mișcă ei față de sursa luminii. Această afirmație este confirmată de mii și mii de experimente și observații. Dar ea are consecințe inimaginabile. De pildă, dimensiunile obiectelor depind de viteza cu care ne mișcăm față de ele. Un băț este mai scurt într-un sistem de referință decât în altul. Dacă nu vi se pare ciudat, este deoarece credeți că e doar o iluzie, adică bățul doar pare mai scurt sau mai lung. Dar ascultați, vă rog, ce voi spune acum. Un băț nu pare mai scurt într-un sistem de referință decât în altul. El este mai scurt într-un sistem decât în altul. Ce ziceți de asta? E cam greu de acceptat. Intuiția noastră e indignată. De asemenea, durata unui eveniment este diferită de la observator la observator. Din nou precizez, nu pare să fie diferită. Este diferită. Mai mult, două evenimente pot fi simultane într-un sistem de referință și consecutive în altul. De pildă, în sistemul nostru de referință, două stele au explodat simultan. În alt sistem de referință a explodat întâi steaua A și apoi steaua B. Și încă o dată fac precizarea că nu așa se vede, așa este. E ciudat? E incredibil? Da. Dar așa e. Și de unde știm că e așa? Din măsurători legate de fenomene observate și din experimente, adică din practică. Altceva este însă, după părerea mea, și mai ciudat. Și anume că de multe ori aceiași oameni care spun practica contează, nu vor să accepte concluzia măsurătorilor și observațiilor. Adică, deși susțin că practica ne arată cum stau lucrurile, afirmație corectă, nu vor să accepte concluziile desprinse din practică dacă ele contrazic concepțiile și intuițiile lor, adică simțul lor comun. Mecanica cuantică vine cu alte lucruri de necrezut. Toate experimentele și măsurătorile ne arată că o particulă nu are proprietăți bine determinate până când nu măsurăm aceste proprietăți. Mai mult, rezultatul măsurătorilor se schimbă de câte ori facem o nouă măsurare și depinde de felul în care facem măsurarea. E ca și cum am cântări un corp cu două cântare diferite și am obține rezultate diferite
de câte ori cântărim, deși ambele cântare sunt bune, sunt corecte. De asemenea, nenumărate experimente demonstrează că lumea cuantică nu este locală. Am vorbit despre aceste lucruri în videoclipurile din seria Lumea cuantică. Această proprietate este poate cea mai ciudată dintre toate, deoarece ne arată că particulele cuantice se pot influența între ele instantaneu, oricât de mare este distanța dintre ele. Acest lucru este atât de diferit de ceea ce ne spune simțul comun, încât pentru a găsi o explicație ar trebui să aducem schimbări însăși noțiunilor de timp și spațiu. După cum vedeți, ceea ce ne arată știința în general și fizica în special, depășește imaginația și vine în totală contradicție cu simțul comun, cu intuiția. Dar înseamnă asta că imaginea pe care ne-o dă știința nu este adevărată? În ce trebuie să avem încredere? În valoarea pe care am măsurat-o a lungimii bățului sau în cum ni se pare bățul? Universul este mult mai ciudat decât pare și de multe ori e greu să accepți ca adevărate ciudățeniile lui. Dar n-avem ce face, putem progresa doar dacă acceptăm adevărul, oricât de ciudat, de necrezut este el. A trebuit să acceptăm ideea că Pământul nu este plat, că Pământul se rotește în jurul Soarelui și nu Soarele în jurul Pământului, că Soarele este o stea, că multe boli sunt produse de ființe atât de mici încât nu pot fi văzute cu ochiul liber, că substanțele sunt alcătuite din molecule și multe alte lucruri de necrezut în diferite epoci ale omenirii. Trebuie să ne obișnuim cu ideea că adevărul n-are nicio legătură cu intuiția noastră, cu simțul comun și nici chiar cu logica noastră. Logica este foarte folositoare atunci când se poate folosi de premise suficiente și corecte. Dar ceea ce știm noi despre univers este mult prea puțin și mult prea aproximativ ca să ne permită să înțelegem logica de ansamblu din spatele fenomenelor fizice. În final, voi încerca să dau o foarte scurtă explicație pentru această incompatibilitate dintre intuiție și știință. Totul pleacă de la faptul că nu trăim în realitatea fizică, ci în realitatea subiectivă. Lumea în care trăim, pe care o numim realitate, este, așa cum am mai spus de atâtea ori, o lume construită de creier sau, dacă vreți, de conștiință. Viața noastră nu se desfășoară în realitatea fizică, indiferent ce-o fi ea, ci în realitatea construită de creier. Iar diferența dintre ce ne spune intuiția și ce ne spune știința pleacă de la faptul că lumea în care trăim, cea construită de creier, este foarte diferită de lumea fizică. Repet, indiferent ce fie ea, deoarece există două concepții logic posibile despre această lume exterioară conștiinței noastre, materialismul și idealismul. Am vorbit despre aceste lucruri în videoclipul Fizică și filozofie. Știința încearcă să ne spună ceva despre realitatea fizică, iar titlul seriei din care face parte acest videoclip se referă tocmai la lumea fizică. Iar lumea de dincolo de conștiința noastră nu este așa cum credem. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!